acolo, nu o să mai stea jos o săptămână. Nu trebuia să se ia de tocănița mea. Gata cu vocea asta, Cyborg? Da, îmi dă dureri de cap. Bunicuța nu știe despre ce vorbiți voi. Sai, a trecut momentul. De ce mai vorbești așa? Nu ți s-a întâmplat niciodată să-i miți pe cineva să nu te poți opri? Păi asta fac eu acum, nu mă pot opri. Bunica nu se pot opri. Încearcă. A doua zi. Neața, Titani? Cine vrea mâncare, copii? Încă vorbești așa? Cyborg, ce tot faci, amice? Spune-mi, bunicuțo, copilule. Serios, Cyborg? Au! Au! Ți-a spus că sunt bunica! Bine, bunico. Acum hai, spălați-vă pe mâini înainte să mâncați. Rochia aia nu-i vine bine. Se pare că vocea s-a atașat subconștientului său, dar totuși el... Ea gătește senzațional! Mersi, copilule! Acum hai să strângem masa, pentru că eu nu cresc mărcușori. Dar e mult de muncă. Curățenia nu este numai muncă, copilă. Pune niște muzică și devine petrecere. Cum poate muzica să inspire chef de muncă? Simte ritmul, copilule! Cred că încep să-l simt! Hei, muzica asta mă face să spăl vasele! Uite cum usuc farfuriile! Da! Oho! Bunica. La vete. Echipa de curățenie. Exact! Bunica face legea! Nu știu cum am trăit fără tine. Te iubesc, bunico. Și eu pe tine. Să ai vise plăcute, micuțul meu. Da! Da! Sunt foarte tare! Hei! Nu vezi că mă jucam? Nu înainte de a-ți termina temele. Nu am teme. Nici nu mă duc la școală. Tu râzi de mine, copile? De ce aș râde? Nu mă face să-ți bag mințile în cap. Scuze, bunico. Așa te vreau. Nu cred. Nu pleci nicăieri îmbrăcat așa. Dar ce ai tu cu hainele mele? Păi, nimic. Dacă îți place să-ți arăți pielea. Eu zic arată bine. Până aici. Robin? Chiar trebuia să-i bagi atâtea minți în cap? Ceva comic, domnișoară? Nu râd. Tu! Acoperă-te, altfel nu pleci nicăieri. Bine, bunico. Și tu? Tu ești bine așa. Mersi. Râzi cumva? Deloc. Haideți, copii, să învârtim roata treburilor prin casă, jocul în urma căruia casa strălucește!
După cum știți, prezentatoarea și stăpâna casei sunt eu, Nancy. Să facem cunoștință cu primul concurent. Vine din dormitorul de la etaj, patul de jos. E Pascal! Haide, frigiderul, te rog, așeza mâncare, haide! Ah, vai! Haide, hai! Curățenie la subsol! Pentru asta vei primi mopul și găleata! E găleata bună! Să facem cunoștință cu următorul concurent, băiețelul meu drag și isteț, Seth! Seth e neascultător! Seth? Eu sunt ascultător! Ești cumva la toaletă? Oh, mami! Construiesc o stație meteo! Mai am puțin de lipit și voi termina anemometrul acesta. Măsoară viteza vântului! Dar funcționează și pe planeta mama? Se anunță morală cu șanse de pedeapsă. Următorul concurent este Seth, care are dreptul să învârte roata de două ori. Tobele! Dar stația meteo! Cu toții trebuie să facem curățenie, iar eu, fiind șefa, e datoria mea să mă asigur că ne implicăm cu toții. Deci învârte roata! Dar, mami! O învârt eu pentru tine! Vei spăla ferestrele și vei curăța scurgerea și faci curat și în camera ta! Ura! Da, da! Curățenia asta mă reține de la știință. Sunt foarte ocupat. Nu am timp pentru așa ceva. Asta îmi place să văd. Casa să strălucească până când mă întorc de la terapie cu gemenii. Uneori suntem furioși. Furioși! Da, e moștenire de la mami. Mi-aș fi dorit să fiu eu șeful. Așa, toți ar asculta de mine. No, vai, nu! Îmi pare foarte rău! Am spus că îmi pare rău! Bine, fie, înțeapă-mă, să terminăm odată! Să te înțep? Mi-ai salvat viața! Ai învins cubul acesta malefic! E doar o cutie! Numele meu e Bese și sunt foarte onorată să te numesc regina mea! Regina? Nu sună rău deloc! Minunat! Astfel începe domnia reginei... Sunt Seth! Reginei Seth! Cu ce îți pot fi de folos? Primul meu ordin e să-mi cureți camera. Nu am văzut sala tronului mai dezordonată. Hei, eram la subsol și am găsit păpușile astea și... Bună! O albină! E în regulă, mi se întâmplă des. Da, eu sunt cam ocupat cu noul meu anemometru. Deci, cred că poți începe procesul de curățenie. Am înțeles. Dă-mi voie să te... Sfântă Petunie! Mii de mulțumiri, alteță! Să lăsăm curățenia pe mai târziu. Mai bine ia notițe în timp ce eu îți explic cum se face un anemometru. Anemometrul e compus din 3 sau 4 recipiente ușoare montate pe o tijă verticală. Aerul pune recipientele în mișcare și viteza vântului poate fi calculată. Ai notat? Aproape! Care era cea de-a doua literă? Oh, Bessie... O albină nu mi-e de mare ajutor. Revin imediat! Mereu mă uimești cu puterile tale. Nu mai dai miere! Trebuie să plecăm! Noi facem toată mierea, tu doar stai și înfuleci. Și nici măcar nu ne mulțumești. Cum îndrăzniți? Eu sunt matca Buzilda și fără mine nici măcar nu ați putea să faceți miere. Adică așa? Întocmai, înapoi la treabă, matca vrea niște miere. Poate că de data asta va împărți. Surate, am găsit o nouă regină. E înțeleaptă și generoasă. Regina Seth. Trăiască regina Seth! Trăiască regina Seth! Trăiască regina Seth! Unde credeți că vă duceți? Hei Seth, a plecat albina aia sau? Eu sunt regina! Bine, e timpul să spăl vasele, în stilul lui Rick. Dar cum? Împotriva grăsimii, a? Îmi place cum sună. În regulă, domnule Sadz, să înceapă războiul săpunului pentru Rick. Acum hai! Luptă împotriva grăsimii. Domnule Sadz, de ce nu lupți? Oh, tare! Nu credeam că e atât de mare. Oh, mucegaiul e peste tot! Presupun că trebuie să curăț fiecare sector în parte!
Bine, Papicorn, poți să o faci. Hei, cine-i acolo? Te văd! Nu ai cum să scap de mine de data asta! Bine, să cureți podeaua! Va fi floare la ureche! E dezgustător și plictisitor! Cum reușește Nick să facă toate astea? Răscoala agrafelor de birou din secolul al XIV-lea a fost una dintre cele mai serioase revoluții. Poate ar trebui să văd cum se descurcă. Nu, tot e în regulă, stai în pat, indicațiile medicului! Generalul Meredith Ponagrafă de birou și soldații săi au înaintat cu rapiditate în teritoriul inamic. Spatele meu! Teritoriul inamic. Bun, o să mergi acolo și o să dai ce ai mai bun din tine. Ai fost făcut pentru asta. Aruncare! De ce nu luptă cu grăsimea? Ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești încă murdară? Wow, ești atât de rapidă! Au, cineva m-a mușcat! Fugiți! Locul ăsta miroase groaznic, am plecat de aici! Acum voi reuși! Aproape am ajuns! Oh, hei, locul ăsta e plin de lucruri grozave! Te rog, curăță-mă! Oh, vai de mine! Rezistă, te salvez eu! Oh, mulțumesc eu! Tentacule de mucegai! Măcar ai încercat! Nu! Udea nesuferită ce ești! Oarecum reușea Richard să te curețe? Cum? Ce o să mă fac? Nu-l pot dezamăgi pe Rick! Va avea inima frântă, la fel ca spatele! Îmi pare rău, Rick! Am eșuat cu toții! A fost prea mult pentru noi! Scripiciul! Asta era! Dacă nu putem face curățenie în stilul lui Rick, atunci va trebui să o facem în stilul nostru! Oh, Unikitty are dreptate, domnule Salz. La o parte, mă lupt eu cu grăsimea. Asta zic și eu, curățenie. Pleacă de lângă mine, pește! E timpul să încingem atmosfera. Puțin sclipici aici, podeaua asta are nevoie de culoare. Ești pe cale să fii surprins, Rick. Teritoriul inamic. Bine, până aici. Inamic. Nu mă mai doare spatele. Inamic. Spatele meu s-a vindecat. Prințesă, alo? Mai bine. Rick și-a revenit! Ura! Stai! Adică, oh nu! Ați făcut curățenie? Frigiderul a fost sterilizat. Și gata! Am reușit! Bună treabă, prințesă! Acum tot ce ne-a mai rămas e să... Popcorn!